fost cei botezați, suntem chemați și trimiși să-L vestim pe Iisus Hristos. Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii la Apolonia TV. Suntem în luna octombrie, o lună deosebită pentru că Sfântul Părinte a adresat invitația întregii biserici pentru o lună misionară extraordinară. Ce înseamnă lucrul acesta? Dorim să aflăm în această emisiune la care l-avem invitat pe Părintele Florin Petrusescu, responsabilul Centrului Misionar Diecezan. Părinte, bine ai venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit pe voi și toți cei care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni. Spuneam că vorbim despre luna misionară extraordinară. Dorim să spunem telespectatorilor, să împărtășim despre ce este vorba, dar înainte de asta ești responsabilul Centrului Misionar Diecezan. Hai să vedem în primul rând ce înseamnă această organizație a bisericii, care este responsabilitatea ei. Da, în primul rând, Centrul Misionar Diecezan a fost înființat în 1999 cu semnătura episcopului Petru Gherghel și își propune pe două fronturi să lucreze atât în dieceză cât și în afara ei, susținând această latură misionară a bisericii. Știm că Iisus, atunci când s-a înălțat, primul lucru pe care îl spune apostolilor este: mergeți, predicați și botezați. Este lucrul cel mai important pe care biserica trebuie să-l facă. În misiunea ei, cea mai importantă este să vestească Evanghelia. Și automat, atunci când vorbim despre partea, latura misionară, trebuie să ne gândim și la un oficiu care să-și asume această responsabilitate de a se ocupa atât de vestirea Evangheliei în afara diecezei, ca o preocupare primordială, dar în același timp și să aprindă focul acesta misionar în dieceza proprie. Pentru că atunci când noi ne gândim la evangelizare, întotdeauna ne gândim la acele popoare, acele națiuni care poate ori nu au auzit cuvântul lui Dumnezeu, ori au auzit, dar încă nu au aderat la această, să spunem, credință față de Iisus Hristos. Dar dincolo de toate, partea misionară este a înțelege în dieceza proprie ce înseamnă să-L vestești pe Hristos. E un lucru pe care îl putem să facem oricine, deci chiar și copiii și tinerii și adulții se pot insera în această activitate de a vesti Evanghelia. Mi-a plăcut, am citit zilele trecute o întâmplare, spune că o tânără soră a dat mărturie în Italia despre cum a reușit ea să întâlnească această credință, cum s-a apropiat de Hristos. Și povestea că totul a pornit de la o prietenă de ei, pe nume Suzana, care în fiecare zi o aștepta să meargă la școală. Sora era din Camerun și povestește că acea prietenă a ei, Suzana, în fiecare zi o aștepta și pe drum povesteau tot felul de lucruri, dar printre lucrurile pe care le povesteau, îi spunea și ce a făcut la misiune, cum s-a rugat, cum au cântat împreună, ce lucruri frumoase au făcut, și își spunea această soră: mă gândeam că și mie îmi lipsește ceva. Era ceva din entuziasmul acestei prietene care m-a copleșit și îmi spuneam, oare eu de ce n-aș putea să fiu ca ea? Și într-o zi i-am cerut să mă ducă la misiune. A fost împreună cu Suzana la misiune și a întâlnit grupul de surori din Polonia, erau originare din Polonia, era o misiune a unei dieceze din Polonia, și spune: când am ajuns acolo și am văzut acele surori, mi s-au părut ca niște îngeri. Și după o zi întreagă de cântece, rugăciune, jocuri și așa mai departe, și-a propus să primească botezul. Surorile au spus: trebuie mai întâi să vorbească cu părinții, să fie o alegere matură și așa mai departe, dar pașii erau deja făcuți. Au ajuns surorile acasă la dâns, au vorbit cu părinții și la vârsta de 15 ani a fost botezată ea împreună cu alte surorile ale ei. Și spunea: datorez credința mea și botezul unei prietene, Suzana. Și cât de frumos este când această activitate misionară de evangelizare pornește de la noi înșine. Iar Centrul Misionar, tocmai lucrul acesta trebuie să-l îndeplinească. Să aducă în mintea oamenilor și în conștiința lor datoria noastră de a-L vesti pe Hristos în fiecare zi. Prin cuvinte, prin gesturi, prin lucrurile pe care le manifestăm în modul simplu. Sigur, preoții
predică la altar, celebrează sacramentele, dar nu reușesc să ajungă întotdeauna peste tot acolo unde Hristos și-ar dori să ajungă prin fiecare dintre noi. Mă gândesc la școală, acolo unde suntem împreună cu colegii noștri de școală. E o oportunitate deosebită să vorbești despre ce ai făcut, despre entuziasmul pe care ți-l dă activitatea de la biserică sau faptul că rugăciunea te-a ajutat la un moment dat. Împărtășirea aceasta a credinței tale este de fapt o activitate misionară și o evanghelizare. Și în momentul în care noi încercăm să ajungem în diferitele comunități și să vorbim oamenilor despre această responsabilitate, de fapt atunci noi ne îndeplinim această misiune a Centrului Misionar Diecezan de a prinde flacăra misionară și de a o ține mereu aprinsă. Apoi, sigur, o să mai prezentăm și pe parcurs ce înseamnă de fapt apoi acest sprijin pe care Centrul Misionar Diecezan îl oferă preoților misionari care sunt plecați în alte țări pentru a evangheliza. Asta înseamnă că Centrul Misionar Diecezan nu este o instituție așa în sine, aparte, colaborează cu alte instituții, probabil la nivel național și la nivel mondial, pentru că biserica este universală. Da, în primul rând trebuie, am uitat să spun lucrul acesta, Centrul Spune-mi Misionar acum. Diecezan este, să spunem, o structură a Episcopiei de Iași. Ea este parte integrantă a episcopiei, nu este ruptă de tot ceea ce înseamnă dimensiunea evangelizatoare a diecezei. De fapt, președintele Centrului Misionar Diecezan este episcopul. Eu sunt doar un responsabil al unui oficiu, dar cel care este principalul responsabil al acestei activități este episcopul diecezan. El este cel care dă o direcție, o linie de activitate. El este cel care se ocupă în mod direct de tot ceea ce înseamnă această activitate, atât din punct de vedere al diecezei, cât și extra dieceză. Și atunci, clar, suntem întotdeauna în colaborare cu tot ceea ce înseamnă structurile diecezei și apoi avem o colaborare cu operele pontificale care sunt la nivelul mondial organizate în jurul dicasterului pentru propagarea credinței. Atunci suntem într-o colaborare, dar activitatea noastră în mod direct este cea pe care ne-o trasează și ne-o dă episcopul diecezan. Ca responsabil acestui centru misionar diecezan, e clar, episcopul este primul responsabil, dar aici avem partea, să spunem, operativă. Ca responsabil a centrului misionar diecezan, într-o întrebare simplă, cu ce te ocupi? Primul lucru pe care, prima întrebare pe care mi-am adresat-o atunci când am ajuns la Centrul Misionar Diecezan, aproape 7 ani de zile în urmă. Putem să spunem mulți aminte, înainte, nu? Cum vrea Domnul. Cum vrea Domnul, este cel mai bine așa. Pentru că este într-adevăr o muncă destul de mare și apoi trebuie să fim și modești și să spunem că nu suntem întotdeauna de neînlocuit. E valabil adică, pentru oricine. Oricine care ar putea poate cu altă inițiativă, cu altă perspectivă poate să facă lucrul acesta. Sigur, episcopul diecezan a ales pe cineva, noi trebuie să ne facem datoria cât putem de bine în modul cel mai deplin, dar eu sunt conștient că am și eu limitele mele, sunt și lucruri pe care poate nu reușesc să le fac atât de bine și atunci spun, nu știu, mulți ani înainte, Domnul știe și El va vedea. Bun, dar, să vedem ce, dar în mod concret, ceea ce noi îndeplinim. Într-adevăr, atunci când am ajuns la Centrul Misionar Diecezan, având în vedere că nu am avut nicio experiență și nici, să spunem, o legătură foarte strânsă cu această activitate, m-am întrebat ce este de făcut. Singurele puncte de legătură cu activitatea misionară și cu Centrul Misionar Diecezan au fost acele momente când în Valea Mare, pe când eram vicar acolo, am început o activitate cu copiii între Crăciun și Anul Nou. Am mers să colindăm în casele oamenilor pentru copiii din Africa. A fost prima, să spunem, tangență cu această latură misionară și activitate misionară. Și atunci lucrurile pe care le-am realizat au fost să mergem împreună cu copiii, să colindăm și fondurile pe care le-am strâns, să le oferim Centrului Misionar Diecezan, știind că acelea
au mers apoi la hrana pentru grădinițe, construcția de grădinițe și așa mai departe. A fost și la Onești, în perioada în care am fost vicar, același lucru l-am făcut cu copiii și tinerii și i-am văzut foarte entuziasmați să fie parte a unui proiect de ajutorare a celor mai săraci. Când am ajuns la centrul misionar diocezan, mi-am zis, oamenii, într-adevăr, cel puțin așa cum i-am simțit eu, sunt foarte deschiși să ajute. Dacă îi vorbești omului despre situația în care frații, cei apropiați, sunt în necaz, ei se mobilizează. Cred că lucrul ăsta este fascinant și mai ales la noi, românii, e un lucru deosebit să vezi omul că într-adevăr simte că cineva are nevoie. Totuși avem multe situații în care auzim că se spune suntem foarte indiferenți. E adevărat, nu e adevărat, adevărul undeva la mijloc? Cred că de cele mai multe ori lucrul acesta ține de informarea pe care cei mai mulți o primesc, de ceea ce, să spunem, oamenii percep despre un anumit lucru. E clar că avem dubiile noastre, e clar că avem momentele noastre cu semne de întrebare atunci când primim informații că ceea ce noi am vrut să realizăm nu s-a îndeplinit sau că ceea ce noi am investit nu a dus la un rezultat foarte clar, lumea începe să-și pune semne de întrebare și devine reticentă. Dar dacă lucrurile sunt explicate clar, rezultatele sunt prezentate oamenilor, ei prind mai mult curaj de a ajuta. Într-adevăr, am observat un alt fenomen, apropo de legat de lucrul acesta, oamenii au început să fie puțin mai reticenți atunci când venim mereu și ne plângem de lucrurile care nu merg, de lucrurile care nu funcționează și așa mai departe. Lumea a ajuns la o saturație a lucrurilor care nu funcționează. Dar atunci când vii și spui, uitați, s-au făcut lucrurile astea, am reușit să facem lucrurile astea, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați ajutat, lumea este mult mai încurajată să ajute. Imaginea clasică, paharul plin, paharul gol. Da, dar au acest entuziasm, ceva s-a schimbat. Suntem pe un drum care duce spre mai bine. Lumea are nevoie în ziua de astăzi de un ajutor să înțeleagă că am pășit totuși spre mai bine. Dacă stăm să privim lucrurile în evoluția lor de-a lungul timpului, întotdeauna există o evoluție. Doar că noi ne rezumăm întotdeauna să privim la lucrurile de moment. Ce se întâmplă astăzi, cum suntem astăzi și uităm să privim de unde am pornit și unde am ajuns. Și în momentul în care faci o introspecție a evenimentelor care s-au întâmplat și unde ai ajuns, îți spui totuși, este bine, se poate și mai bine, asta întotdeauna, dar e bine. Cred că oamenii simt nevoia aceasta de a fi încurajați, de a fi ajutați să vadă și partea pozitivă a lucrurilor. Ei, apropo de lucrul acesta cu implicarea noastră, într-adevăr, asta încercăm să transmitem oamenilor, că ceea ce am realizat este datorită suportului pe care ne l-au oferit. Și atunci când mergi și le spui lucrul acesta, ei vezi că se bucură, pentru că au fost parte la un proiect care a ajuns la finalizare. Ei, de aici am pornit atunci când m-am gândit ce trebuie să facem în cadrul centrului misionar diecezan. Pe lângă lucrurile pe care le-am prezentat mai înainte, să susținem această conștiință misionară, să mergem și să vorbim despre misiuni misionari și că trebuie să-i susținem, să susținem misiunile din afară, primul lucru la care m-am gândit este că oamenii trebuie să cunoască realitatea. Ce se întâmplă acolo? Și de 7 ani de zile mărturisesc cu părere de rău pentru acele parohii în care încă nu am ajuns. Sunt undeva la 10-12 parohii din 160 de parohii în care nu am reușit efectiv să ajung, pentru că de cele mai multe ori duminică este ziua cea mai potrivită. Da, prielnică pentru a găsi cât mai mulți oameni. Și atunci spun, mergând în parohii, se faci conștienți de ceea ce noi ar trebui să facem pentru ceilalți și de ceea ce am reușit să facem deja prin ajutorul lor. Și am început să merg din parohie în parohie, să încep să conving oamenii despre importanța misiunilor și activității misionare, să prezint ceea ce s-a realizat până într-un anumit moment. Și lucrul acesta a fost, să spunem, foarte bun pentru noi. Pentru că atât preoții cât și laicii au devenit din ce în ce mai apropiați de această activitate misionară.
de lucrurile pe care reușim să le facem în misiuni. Și trebuie să spun că avem misiuni în Kenya. Da, îți propun să trecem și vorbim despre misiuni, poate să fim mai clar, sunt misiuni ale diecezei de Iași în diferite locuri din lumea aceasta. Care sunt aceste misiuni? Tocmai pentru a vedea exact cum cei de aici din dieceză ajută pe misionari din diferite comunități și pe oamenii care sunt acolo credincioșilor. Unde are dieceza de Iași misiuni? Le luăm pe rând. Apropo de lucrul acesta, chiar în timp ce spuneai, mă gândeam că, într-adevăr, la nivel mondial, misiuni sunt peste tot. Adică noi nu putem să acoperim o paletă atât de mare, dar Biserica Universală, la nivelul ei mondial, are foarte multe misiuni. Și asta nu înseamnă doar în Africa și în America Latină, așa cum avem noi, dar peste tot, în Asia, în Oceania, chiar și în Europa, în anumite zone, sunt locuri de misiune. Asta pentru că Biserica încearcă să susțină evangelizarea. În ceea ce privește dieceza noastră, avem 3 locuri de misiune în momentul de față, au fost 4, dar în momentul de față avem doar 3. Primul loc de misiune a fost Kenya și cred că cel mai cunoscut, cel mai la inima oamenilor. Deșertul Cealbii, dieceza de Marsabit, Maicona, cred că sunt repere în inima oamenilor, nu atât în mintea oamenilor. Și datorită faptului că acolo s-au realizat foarte multe lucruri, apoi sunt într-adevăr și oamenii care au cea mai mare nevoie de noi. Spuneam Kenya, care este cea mai cunoscută, apoi Coasta de Fildeș, a urmat ca și misiune. După Coasta de Fildeș s-a adăugat misiunea din Ecuador, care anul acesta, în vară, a avut în luna iunie ultima lună de activitate misionară, după care a fost preluată acea zonă de preoții localnici. De fapt, aceasta este și logica unei activități misionare, să pregătești, să evangelizezi și în cele din urmă, preoții care sunt din zona respectivă sau credincioșii care deja s-au format să preia această activitate de evangelizare. Pentru că în momentul în care vorbim despre o misiune, nu vorbim despre un loc pe care noi ni-l asumăm, că este propriu. Nu, este un sprijin, un ajutor pe care îl oferim bisericilor care sau oamenilor de acolo să-L descopere pe Dumnezeu și apoi să pășească singuri mai departe. Ar fi incorrect și anormal ca întotdeauna să depindă de noi. Nu. Misiunea este ca și un copil. Îl crești, ajunge la maturitate și dai voie să plece. Deci misiune nu e colonizare. Exact. Apropo de luna extraordinară misionară. Ajungeți acolo. Și în ceea ce privește a patra misiune, pe care acum, anul acesta, ne asumăm în mod deplin ca și loc de misiune, este Panama. În zona apropiată de granița cu Costa Rica, într-o zonă mai indigenă, mai sălbatică puțin. Îți propun să le luăm pe rând. Ce se întâmplă în misiunea din Kenya? Aici avem un decor, avem câteva lucrușoare semnificative chiar din Kenya toate. Dacă ni le descrii după aceea, să povestim ce fac misionarii români în Kenya. Aș porni de la momentul inițial al misiunii, care trebuie să recunoaștem că nu a fost al nostru. Noi am preluat o misiune înființată de dieceza de Alba din Italia. Doi preoți de acolo au plecat în deșertul Cealbii, acolo unde nu exista nici măcar conștiința de credință creștină, și au călătorit împreună cu nomazii, trăind viața obișnuită a nomazilor, și au încercat să le cunoască cultura, obiceiurile, pentru ca apoi să poată evangheliza. Timp de 4 ani de zile nu au vorbit nimic despre Evanghelie, ci au trăit efectiv ca și cei din regiune, având cămile, având un cort cu care s-au mutat dintr-o parte în alta, au cunoscut cultura, au cunoscut limba, după care au început evangelizarea. După ce a început evangelizarea, au început să fie botezurile, lumea a început să se apropie de credința creștină, cei doi preoți erau deja în vârstă
și au trebuit să încredințeze cuiva această activitate pe mai departe. Și aici a intervenit dieceza de Iași, care a asumat, prin părintele Blaji Eugen, misiunea respectivă. Următorul pas în misiune a fost educarea oamenilor, pentru că vorbim de o regiune în care nu există apă, nu există posibilitatea de a face agricultură, nu există curent nici măcar în momentul de față, oamenii încă sunt nomazi și depind foarte mult de apa de ploaie și de puțina, să spunem, puțina iarbă care rămâne sub pietrele din deșert după sezonul ploios. Oamenii aceștia nu au avut niciodată parte de educație. Să știe, să citească, să scrie, să comunice între ei. De multe ori triburile erau separate. Și atunci educația aduce după sine și o mai mare comuniune, o mai mare apropiere între oameni. Și automat au început construcția de grădinițe, de școli și în cele din urmă licee. Pentru că generațiile se succed și automat trebuie să adaugi puțin câte puțin ceva. În momentul în care au apărut aceste școli și grădinițe, problema s-a pus, copiii vor veni sau nu vor veni la școală? Pentru că important pentru părinților erau copiii să aibă ce să mănânce sau familia să aibă ce pune pe masă. Și de cele mai multe ori copiii trebuiau să meargă cu caprele, cu cămilele în deșert și să caute de mâncare și nu mai aveau timp să ajungă la școală. Automat a intervenit și această preocupare, ce oferim oamenilor pentru ca acești copii să poată veni la școală. Și în momentul acela a apărut cantina săracilor și hrana pentru grădinițe. O preocupare prin care misionarii ofereau o masă pe zi copiilor și familiilor cele mai săraci. Astfel încât copiii aceia știau că dacă merg la școală, au cel puțin un bol de, și trebuie să ne gândim, un bol de orez, de fasole fiartă, de porumb fiert. Nu trebuie să ne gândim la o masă meniu așa sofisticat cum avem noi, pentru că neavând curent este imposibil în deșert să duci alte alimente. Sunt perisabile, ele se strică, automat lucrul cel mai la îndemână este un sac de orez care nu se alterează, fasole sau porumb. Și automat această masă a adunat din ce în ce mai mulți copii pe lângă școlile care au fost construite. În momentul în care au început să construiască școlile, sigur, lumea a început să fie mai apropiată, să comunice mai mult. Chiar în momentul de față avem anumite comunități care sunt mai stabile. În marea lor parte, oamenii se ocupă cu păstoritul, pentru că, spuneam, agricultură nu există. În momentul de față, după mulți ani de zile, vă dați seama că și lucrurile au mai evoluat. Lucrurile pe care noi le avem aici de față nu mai sunt atât de comune. Însă vă mărturisesc că am văzut mulți oameni care încă mai poartă aceste sandale care sunt confecționate din cauciuc de mașină. E foarte, foarte interesant. Eu nu am știut în momentul în care am văzut acele sandale, dar luând o astfel de pereche de sandale, mi-am dat seama că de fapt este cauciuc de mașină tăiat, la care s-au adăugat câteva ținte cu bretele tot dintr-un cauciuc mai subțire și este o pereche de încălțăminte nu mai bună pentru umblat. Având în vedere că sunt foarte multe pietre, este deșert și nu știu dacă îți mai aduci aminte că noi am fost împreună în Kenya. Părintele ne spunea la un moment dat, aveți grijă pe unde mergeți cu mașina ca să nu faceți pană. Erau spini foarte mari care pătrundeau chiar și în cauciucul de mașină și noi trebuia să avem grijă pe unde umblăm. La fel cum mi-aduc aminte, văd aceste sandale, mi se pare o versiune adaptată și aproape mai comodă, pentru că la timpul respectiv am văzut mulți copii cu sandăluțe făcute din peturi. Petul tăiat dădeam cu o soară și erau încălțămintele. Deja aici mi se pare o versiune mult mai și mai practică și mai comodă pentru a vedea totuși situația de acolo. Într-adevăr, acum că ai pomenit de aceste lucruri, eu mi-aduc aminte atunci când am fost în Kenya și pentru prima dată am văzut copiii de acolo desculți umblând în deșert
Și mă gândeam, părintele ne-a spus să avem grijă să nu călcăm peste spin că facem pană. Și mă uitam la picioarele acelea goale, călcând pe piatră și pe spin, și mă gândeam, și totuși acești copii nu prea sunt așa apărați cum sunt cauciucurile de mașină. Destul de zburdalnici totuși, da, sunt. Fericiți, fericiți în colțul lor, așa, în viața lor simplă, de multe ori fără apă, fără mâncare, dar care nu este lipsită de bucuria de a trăi. Poate și pentru faptul că de cele mai multe ori în această zonă deșertică nu ai siguranța zilei de mâine. Nu poți să te gândești la o proiecție îndepărtată a vieții tale și automat te bucuri de ceea ce ai, de ziua pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o. Dincolo de orice altceva, este momentul tău pe care îl trăiești. Nu trăiești pentru mâine, trăiești pentru astăzi. Și apropo de lucrul acesta, m-am adus aminte de o voluntară care a fost în vizită la o familie și din puținul lor au pregătit ceva de mâncare. Și fiind acea mâncare, să spunem, puțin mai bogată decât de obicei, voluntarul a spus, da, eu am venit în vizită, dar știți, nu trebuia să vă pregătiți atât de mult. Mâine ce veți mânca? La care mama acelei familii spune, astăzi este sărbătoare și mai e un lucru. Mâine încă n-a venit. E foarte important, e foarte important să trăiești momentul pe care l-ai. Neavând poate această, te gândești mâine, va mai veni sau nu va mai veni. Atunci mă gândesc astăzi, dar eu trebuie să mă bucur de ceea ce am. Și probabil în această optică sunt foarte fericiți, foarte bucuroși. Adică se bucură de orice lucru pe care îl au și cu care se însoțesc. Mă gândesc la acele jucării rudimentare din capace de peturi sau din tot felul de bucăți de lemn, făcute mașinuțe sau oamenii se bucură și copiii în general se bucură chiar și de lucrurile foarte simple. Nu-i cazul să facem noi un bilanț, dar când s-a preluat misiunea, când Diceza de Iași a preluat misiunea și la ora actuală, ce s-a schimbat în misiunea respectivă? În primul rând s-a schimbat ceea ce voi spune și despre Coasta de Fildeș, că este valabil acest lucru. În primul rând, oamenii au mai multă speranță pentru viitor. Este un lucru pe care noi nu-l realizăm sau, mă rog, nu ne-l putem imagina cât de important este să ai o speranță pentru viitor. Eram în Coasta de Fildeș și cu un băiețel pe nume David, mergând de la biserică spre Casa Misiunii, până acum 5 ani de zile. Casa Misiunii însemna o casă autohtonă pe care preoții au luat-o în grijă și acolo au locuit. Mulțumim lui Dumnezeu, acum avem deja Casa Misiunii. Dar pe drum, stând de vorbă cu David, îi spun, David, ce s-a schimbat în ultimii ani în țara voastră? Și spune, vezi, putem să mergem la școală, cei care au învățat bine au ajuns la universitate și conclude el, deci există o speranță. Mare lucru. Ceea ce noi nu realizăm, dar pentru ei a avea o speranță deja este mare lucru. Noi cred că așa ca un bilanț a tuturor anilor, că sunt foarte mulți ani de când avem această misiune din Kenya, este faptul că oamenii au totuși o speranță. Sunt foarte mulți copii care au participat la Olimpiada, apropo de învățământul care a evoluat. Sunt mulți copii care participă la Olimpiade regionale, naționale. Sunt copii care au premii. Lucrul acesta chiar ne îmbucură. Apoi faptul că, sigur, oamenii s-au apropiat din ce în ce mai mult de biserică și când spun că s-au apropiat de biserică, mă gândesc și la acest aspect. Când vorbim despre mentalitatea zonei, a tribului, în general, noi nu percepem ce înseamnă importanța unui șef de trib care dictează o anumită regulă. Dau un exemplu, acum 15-20 de ani, nu mi-aduc aminte, eu cu anii sunt puțin mai problematic. Timpul e relativ, oricum. Știu că în Forole, în partea de nord a misiunii noastre, aproape cu granița cu Etiopia,
a avut loc un conflict. Chiar și la începutul anului acesta s-a iscat un conflict, dar mulțumim lui Dumnezeu că o parte dintre membrii unui trib s-au retras și atunci nu a mai fost un conflict sângeros. Însă acum 15-20 de ani, în aceeași regiune, cele două triburi care locuiesc împreună au avut un conflict din cauza lipsei de apă și a pășunii pentru animale. Șeful de trib a hotărât, pentru ca ei să poată avea în continuare loc de pășunat și apă, să atace celălalt trib și să-i omoare. Din câte am înțeles, au fost undeva la 200 de oameni care au murit în acel conflict și părintele misionar, un italian în acea perioadă, spune că nu a mai rezistat. S-a gândit, după ce am vorbit atât de mult despre Dumnezeu, despre iubirea față de aproapele, cum se poate întâmpla lucrul acesta? Și când vorbesc despre creștini și credința noastră în Hristos, vorbesc în primul rând despre iubirea față de aproapele, pe care noi, ca și creștini, ca și valori europene, le avem deja, să spunem, înrădăcinate. Nu ne mai gândim de unde vin, de unde au pornit. Noi știm că, uman vorbind, trebuie să avem grijă unul față de celălalt, să ne respectăm unul pe celălalt, dar uităm că de cele mai multe ori Iisus a pornit tocmai de la acest lucru. Iubește-L pe aproapele ca pe tine însuți. Și dacă noi reușim să evangelizăm, să aducem această veste bună în această regiune îndepărtată, aducem și această percepție că indiferent din ce trib faci parte, tu ești iubit de Dumnezeu, iar cel de lângă tine, chiar dacă nu este din același trib, este fratele tău. Și e foarte important să ai grijă de el. Acum înțelegem mai bine de ce Sfântul Părinte a dorit o lună misionară extraordinară și vă propun, dragi telespectatori, să urmărim în continuare un mesaj pe care Sfântul Părinte îl transmite în această lume. Este un îndemn la rugăciune, de a ne ruga pentru misiuni, dar de fapt pentru fiecare dintre noi, reamintindu-ne că toți suntem botezați. Toți avem datoria de a-L vesti pe Iisus Hristos. Vă invit să urmărim acest filmuleț. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos Missio Agentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Am revenit în platou, discutăm despre misiuni, despre luna misionară extraordinară cu părintele Florin Petrusescu, responsabilul Centrului Misionar Diecezan. Vorbeam înainte despre misiunile Diecezei de Iași în lumea aceasta, am vorbit despre Kenya, îți propun să vorbim și despre Coasta de Fildeș, Ecuador și Panama, pentru ca după aceea să trecem efectiv să vedem de ce Sfântul Părinte a dorit o lună misionară extraordinară. Ce este cu misiunea Diecezei de Iași din Coasta de Fildeș? În Coasta de Fildeș, primul misionar care a ajuns a fost părintele Adrian Stoica, urmat de părintele Gabriel Cimpoieșu, și împreună au preluat la fel misiunea Gebonoa, o misiune a Diecezei de Goriția, și au adus-o până în stadiul în care, în momentul de față, a fost și numită parohie. Permis să te întrerup, acum 2-3 emisiuni, nu mai știu exact, l-am avut aici în platou invitat pe părinte Alexandru Percu și ne-a povestit despre ceea ce fac ei acolo în misiunea din Gebonoa. Deja sunteți la curent cu ceea ce realizează. Încercăm să povestim. Însă, în ceea ce privește, să spunem, perspectiva noastră sau implicarea Centrului Misionar Diecezan, lucrul de care mă bucur foarte mult pentru misiunea din Coasta de Fildeș este faptul că am reușit să construim un centru al misiunii. A fost o realizare mare pentru mine, cel puțin pentru că
Aveam deja ceva timp de când eram responsabil al centrului misionar diecezan. Mă preocupa acest lucru că nu aveam un centru, nu aveam un loc efectiv pentru misionarii noștri, nu aveam un spațiu în care să-și desfășoare activitatea. Și atunci ne-am propus să facem ceva pentru ei. Am reușit împreună cu alte trei asociații din Germania să construim acest centru. Și anul trecut, în primăvară, a fost sfințirea acestui centru. Apoi ne bucurăm că reușim să susținem activitatea misionarilor noștri, o activitate care nu este ușoară, având în vedere că sunt undeva la 65 de localități pe care misiunea le administrează, atât ca și evangelizare, cât și ca suport. Apropo de suport, avem un proiect deosebit care îmi stă la inimă și pe care sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să-l terminăm până în primăvara viitoare. Chiar mă rog, nu știu, întotdeauna Dumnezeu ne surprinde. Le rânduiește cum cred de cuvință. Deci ne surprinde. Nu se știe cum, dar poate că o să reușim să terminăm, având în vedere că am ajuns deja la nivelul în care am început să punem gresia și faianța în spitalul din Gebonoa. Suntem în construcția unui spital pentru cele 65 de localități. Chiar atunci când am mers în Coasta de Fildeș pentru a sfinți Casa Misiunii, l-am întrebat pe părintele Gabriel Cimpoieșu și părintele Alexandru, care spuneați că a fost în emisiune, întrebat ce putem să facem deosebit pentru acești oameni, pe lângă adopțiile pe care le avem, copii, orfani, susținuți de doamna Brigitte, o doamnă extraordinară din Coasta de Fildeș, așa. Am întrebat ce am putea să facem mai mult pentru acești oameni și părintele Gabriel mi-a spus: vrei să faci ceva mai mult? Da, urcă în mașină. Și am urcat în mașină și lângă spațiul pe care îl avem pentru capela noastră catolică era începută o construcție pentru un viitor spital, dar rămas în paragină de 2 ani de zile aproape, pentru că și-au propus să facă acel spital oamenii cu ajutorul unor organizații, dar s-a blocat pentru că fondurile n-au mai venit, nu s-a mai făcut nimic și a spus: dacă vrei să-i ajuți, haideți să terminăm lucrul ăsta. Și mi-am propus atunci când m-am întors, am zis: trebuie să facem ceva mai mult, să-i ajutăm ca să termine spitalul. Un spital care deservește, cu siguranță cei care au mai urmărit au văzut că părintele Alexandru atunci când s-a întors a prezentat puțin și cum arată dispensarul actual și unde s-a ajuns cu spitalul. Bine, spital, când noi ne gândim la spital pentru că suntem în România, ne gândim la construcții foarte mari, cu etaje. Este o construcție pe un singur etaj, dar destul de întins și care va presupune o secție de maternitate, mai ales pentru femeile care trebuie să nască. Am rămas așa foarte surprins de modul în care, de cum arăta maternitatea în dispensarul vechi și am zis că nu trebuie să facem ceva mai mult. O chirurgie generală, da, de bază, și apoi pediatrie pentru copii. Și sperăm să terminăm acest proiect, pentru că este proiectul care îi va ajuta cel mai mult, pe lângă școala catolică pe care avem lângă biserică, avem și acest spital pe care îl construim, să fie pentru oameni o posibilitate de a găsi un sprijin medical mult mai calificat. Bănuiesc că sunt multe, multe alte proiecte și în Coasta de Fildeș, Ecuador și Panama. În Ecuador a fost o activitate destul de mare, având în vedere că preoții s-au ocupat de 150 de localități. O zonă destul de întinsă, săracă, erau cei mai mulți oameni de acolo cultivatori de orez și în această zonă era dificultatea foarte mare de a ajunge la oameni în momentul în care era sezonul ploios. Pentru cei care vor urmări poate anumite imagini despre Ecuador, vor vedea că unele clădiri sunt construite pe piloni, în așa fel încât în momentul în care venea sezonul ploios,
cele mai multe din case erau deja inundate. Și atunci ele trebuiau să fie înălțate pentru ca apa să nu pătrundă în casele oamenilor. Lângă aveau și o barcă, eventualitatea în care erau izolați să poată să ajungă în alte părți. De multe ori preoții mergeau prin aceste lacuri sau păraie ca să ajungă să celebreze Sfânta Liturghie, dar a fost o muncă susținută, în primul rând, pentru a-i ajuta pe oameni să nu se simtă singuri. Foarte mulți au spus că fiind o zonă mai izolată, cu această problemă a inundațiilor, de cele mai multe ori au fost uitați. Și pe de o parte și pe de cealaltă, nu explicăm acum în ce sens ești uitat, dar te simți singur, muncești, încerci să-ți asiguri un viitor, dar nu te vizitează nimeni, nu este nimeni interesat de tine și cred că lucrul cel mai important este să vizitezi și să dai omului o speranță. Cineva este interesat de mine, cuiva îi pasă de mine. Un lucru care se întâmplă și în zilele noastre, chiar și în România. Exact. Să nu ne gândim că trebuie neapărat să ne gândim la oamenii noștri care de multe ori se simt singuri, izolați și care au nevoie doar de un bună ziua, ce mai faci, cum o mai duci, ești bine, interesul față de celălalt. S-au construit multe capele și biserici, s-au susținut activitățile tinerilor în educație și în Panama activitatea este puțin mai, să spunem, la început, pentru că a fost o invitație din partea episcopului din Bocas del Toro, care ar fi avut nevoie de doi preoți care să meargă și să evangelizeze. Preoții deocamdată sunt încă așa în acea, să spunem, fază de descoperire. Întotdeauna există o perioadă de ambientare. Atâta preoților, bine, ei știu deja ce au de făcut, dar mai dificil este ca lumea să te accepte, să te înțeleagă și să perceapă mesajul pe care tu vrei să-l transmiți. Luna octombrie, anul acesta, luna misionară extraordinară, Sfântul Părinte, într-un mesaj dedicat misiunilor, spune: această lună ne va ajuta în primul rând să regăsim sensul misionar al adeziunii noastre la Iisus Hristos, credință pe care am primit-o la botez ca dar gratuit. Apartenența noastră filială la Dumnezeu nu este niciodată un gest individual, ci întotdeauna eclezial. Din comuniunea cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, se naște o viață nouă împreună cu nenumărați frați și surori. Această viață dumnezească nu este un produs de vânzare, căci noi nu facem prozelitism, ci o bogăție de dăruit, de comunicat, de vestit. Iată sensul misiunii. Deci această lună misionară. Este chiar începutul scrisorii, care introduce practic în tot ceea ce Sfântul Părinte apoi explică. Fac o mică paranteză și spun că misiunea în general este extraordinară. Este o lună misionară extraordinară, în primul rând că în optica de a descoperi de fapt cine suntem noi și că acest dar pe care l-am primit la botez trebuie să-l facem cunoscut tuturor. Dincolo de, să spunem, activitatea misionară care este extraordinară din toate punctele de vedere, vă spun că dacă ați participa, am avut, să spunem, fericirea să stau într-o după-amiază împreună cu părintele Isidor Mărț, care a fost misionar în Kenya, și cu părintele Gabriel Cimpoeșu, care și el a fost misionar în Coasta de Fildeș, și au început să se întreacă în povești. Și cum e în Kenya, cum e în Coasta de Fildeș, ce s-a întâmplat în Kenya, ce s-a întâmplat în Coasta de Fildeș. Vă spun că stăteam și mă uitam așa la ei și era o plăcere efectiv să-i asculți și să-ți dai seama cât de frumoasă este această activitate de evangelizare, această activitate misionară și cât de multe lucruri poți să descoperi. Când vorbim de luna misionară extraordinară și mai ales de tema pe care Sfântul Părinte ne-o... Botezați și trimiși Biserica lui Hristos în misiune în lume. Aceasta este tema. Când vorbim despre luna misionară extraordinară și tema pe care Sfântul Părinte ne-o oferă, el ne invită mai întâi la o introspecție. Noi ca și biserică, ca și botezați, unde ne găsim?
în această activitate misionară? Ce am făcut noi până acum? Pentru că, botezați fiind, prin botezul pe care l-am primit, pe lângă faptul că noi am devenit fii ai lui Dumnezeu, am primit acest dar, și spun dar, nu ni s-a dat ceva în schimbul unui lucru, ci este un dar gratuit care vine din partea lui Dumnezeu, ne-a oferit viața divină. Participarea noastră la harul mântuitor, care înseamnă viața împreună cu Dumnezeu. Iar atunci când tu ești mântuit, ai darul vieții divine, ar trebui, conștient fiind de acest dar, și tu să oferi mai departe oamenilor acest dar al vieții divine. De fapt, Sfântul Părinte asta spune, botezați și trimiși. Botezați, am fost făcuți părtași ai vieții divine, dar în același timp, automat, botezați fiind, suntem trimiși să facem pe alții părtași de această viață divină. Și vorbind despre acea comuniune că nu ne mântuim singuri, ci doar împreună, urmează titlului botezați și trimiși Biserica lui Hristos în misiune în lume. Pentru că toți cei botezați suntem o biserică, suntem o familie, o mare, o imensă familie a lui Dumnezeu, care este biserica. Și în acel moment, noi, partea Bisericii lui Hristos, trebuie să ajutăm și pe alții să intre în această familie. E automat, nu poți să ții pentru tine bucuria de a trăi într-o familie. Bine, trebuie să facem și remarca aceasta că noi nu prea ne mai bucurăm așa de darul mântuirii sau poate că nu mai suntem atât de conștienți ce înseamnă acest dar al mântuirii și cât de important este pentru noi că suntem partea familiei lui Dumnezeu. Cumva am început să-L percepem pe Dumnezeu și poruncile ca fiind o chestie care ne condiționează, da, ne apasă, ne strânge cumva, nu ne mai dă libertatea de care avem nevoie. Dar dacă am fi parte, doar strict vorbind, la relaționarea noastră umană și să privim la porunci, și dacă am fi să analizăm fiecare poruncă în parte, ne dăm seama că fiecare poruncă are, să spunem, repercursiunea în viața reală a noastră într-o armonie. Că dacă nu am respecta anumite reguli, ar fi un haos. E, când iei cele 10 porunci și le analizezi, dai seama că dacă toată lumea ar respecta cele 10 porunci, ce bine ar fi. Lumea ar fi altfel. Dar noi nu mai stăm să mai analizăm. Noi percepem doar lucrurile acelea, că poate ne simțim obligați să ne rugăm, că ne simțim obligați să participăm la Sfânta Liturghie, că sunt multe lucruri pe care noi le așezăm în această optică. Însă, dincolo de tot ceea ce noi percepem în mod restrâns, a fi parte a vieții divine înseamnă să ai într-adevăr un Dumnezeu care îți guvernează viața, care te face frate cu cel de lângă tine și care îți cere nu altceva, pentru că noi știm foarte bine, orice am face nu-L afectează cu nimic pe Dumnezeu, este mult prea mare ca să-L atingă ceva. Proverba aceea, nu trage cu săgeata în sus, că s-ar putea să se întoarcă așa, să cadă supra, jos. Da. Dumnezeu este mult prea mare ca să-L afecteze concordanța vieții noastre. Dar dacă noi am trăit pe deplin viața divină, chiar și viața noastră umană, civilă, ar fi cu totul alta. E, în optica aceasta, Sfântul Părinte vine și spune că noi nu mergem, nu facem prozelitism, nu obligăm pe nimeni, nu căutăm cu orice preț ca cineva să vină la noi, ca o acaparare a unei persoane. Noi mergem și facem cunoscut ceea ce este propriu al nostru și lăsăm libertatea celuilalt de a alege. Este ceea ce se întâmplă în misiuni, pentru că, apropo de toate proiectele pe care noi le desfășurăm, nimeni din cei care poate sunt animiști, musulmani, alte religii sau confesiuni, atunci când vin și se așează la masă, într-o grădiniță sau la cantina săracilor, nu îl întreabă nimeni, tu ce religie ai sau de ce confesiune ești. Îi se pune farfuria în masă, ești pe masă. Ești fiul lui Dumnezeu, ești fiica, da, lui Dumnezeu. Caritatea, iubirea lui Dumnezeu nu ține cont
nici de diferențe, nici de frontiere, nici de rasă, nici de triburi, de nimic. Asta înseamnă, din tot ceea ce ne-ai spus până acum, putem spune sau să reamintim că toți suntem misionari. Automat, prin botez, suntem misionari. Nu poți să faci abstracție de această latură misionară. Eu chiar obișnuiesc să spun în momentele în care ajung în parohii, chiar și aseară la Bacău, am avut o sfântă liturghie în care am spus oamenilor, toți suntem misionari. Avem această datorie de a-L vesti pe Dumnezeu, de a vesti viața pe care El ne-a oferit-o în dar. Închem cu acest mesaj. Sunt multe persoane care merg pe alte meleaguri pentru a vesti pe Hristos. Cei mai mulți rămânem în zona noastră, dar toți suntem chemați să fim misionari, să vorbim cu viața noastră despre Dumnezeu acolo unde suntem. Îți mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Dragi prieteni, toți suntem chemați să ducem vestea cea bună prin viața noastră, prin felul nostru de a fi. Avem această invitație, nu numai în luna misionară extraordinară, ci în orice moment din viața noastră. Vă mulțumim că ați rămas cu noi. Vă dau întâlnire la o nouă emisiune sub semnul crucii aici, la Polonia TV. Oh,